Eu sunt Anca Tătaru și Cristina și Alina m-au invitat astăzi să vă povestesc despre ceva. Când i-am spus unei prietene de ale mele că urmează să vorbesc în fața unui public și că sunt extrem de stresată, mi-a zis să stau liniștită, că e foarte firesc să fii emoționată, că înseamnă că ești autentic. Ei, de autenticitate nu veți duce lipsa astăzi, dar sper să rămâneți măcar cu câteva idei noi. Ideea despre care am venit să vă vorbesc nu este a mea, dar se spune că nu este așa de important de unde a originat ideea, ci ce faci cu ea. Numai un pic. Problemă tehnică. O să merg mai departe. Da. Proiectul Capace cu Suflet este despre puterea cuvântului împreună. Pentru că fiecare face câte un gest mic, dar împreună reușim să facem o schimbare înspre bine. Dar care este ideea? Noi, în cadrul proiectului, colectăm capace de plastic, le revalorificăm prin vânzare. Sumele obținute sunt multiplicate de persoane care doresc să rămână anonime și donăm totul treptat înspre cazuri pe care chiar cei implicați ni le sugerează. Este vorba, nu știu, poate fi copilul de la grădinița copilului tău care are nevoie de un tratament sau o familie dintr-un sat care are nevoie de susținere. Dar să vă zic un pic despre context. La începutul anilor 2000 am avut ocazia să merg în Elveția și am petrecut acolo o lună. Pe lângă toate minunățiile pe care le-am văzut, a trebuit să ne adaptăm obiceiurilor locului și să colectăm selectiv. Ei, și după o săptămână de colectat selectiv, când totul mergea cartonul la carton, hârtia la hârtie, sticla la sticlă, pe culori, plasticul la plastic, rămâneam la finalul săptămânii cu doar un săculeț de 20 de litri de gunoi. Asta era tot ce produceau 4 persoane adulte care locuiau într-o casă. Și n-am putut să nu rămân marcată de această observație, astfel încât am devenit un fel de burete pentru tot ceea ce înseamnă reciclare și protejarea mediului și am construit treptat un teren fertil pentru ceea ce avea să vină în 2013. Acum o să vorbesc despre plastic un pic. El, când a fost inventat, a ajutat foarte mult la dezvoltarea în multe domenii, făcând accesibile foarte multe produse și servicii. Gândiți-vă, de exemplu, la o persoană care trebuie să-și administreze tratament injectabil și înainte avea acele seringi și ace de metal care trebuiau sterilizate în anumite condiții. E, acum se poate duce la farmacie să-și ia un ac, o seringă de unică folosință de plastic și să-și administreze tratamentul. Dar, la fel ca și cu orice alt lucru, el are și o parte mai puțin fericite, și anume faptul că utilizarea la scară largă a plasticului a dus la creșterea consumului, iar comoditatea consumatorilor a dus la poluarea mediului. Informații despre poluarea mediului acum cred că puteți găsi peste tot, dar am să vă spun doar câteva care pe mine m-au impresionat. Gândiți-vă că 100% din broaștele țestoase au plastic în stomac. Din toate deșeurile marine, aproape 80% sunt diverse forme de plastic, de la bucăți de plastic la microplastic. De la producția din 1950, când se produceau 1,5 milioane de tone de plastic, am ajuns în anul 2018 să producem peste 350 de milioane de tone de plastic. Peste jumătate din tot plasticul care s-a produs de fapt în ultimii 15 ani. Din acest plastic, 40% este plastic de unică folosință, ceea ce înseamnă că el nu poate fi reciclat. Și cel mai la îndemână exemplu pe care pot să vi-l dau este punguța din sertarul nostru cu punguțe. Aceste punguțe pe care noi le folosim nu sunt reciclabile și sunt atât de dăunătoare mediului încât sunt țări care amendează persoanele care utilizează pungi și dacă te duci la aeroport nu ai voie să intri cu pungi. Într-adevăr, astăzi au apărut aceste pungi biodegradabile, dar ce nu știe lumea este că ele sunt biodegradabile industrial. Asta înseamnă că în mediul natural nu se ating condițiile necesare ca ele să se dezintegreze. Și puteți încerca, nu știu, punând o pungă pe balcon, într-un mediu care se emite natura și să vedeți dacă se descompune sau nu. În fapt, doar 15% din tot plasticul se reciclează. Restul ajunge fie în natură și îl putem vedea, din păcate, în multe locuri, fie la rampele de gunoi unde se arde. Dar prin ardere emană niște gaze toxice, care clar nu sunt sănătoase. Proiectul Capace cu Suflet nu este atât de mult despre reciclare, ci este despre cum putem transforma asta în asta și în asta și în asta. Noi colectăm capace de plastic din două tipuri de plastic, HDPE și PP. Ele sunt două tipuri de plastic care pot fi reciclate de mai multe ori. Gândiți-vă că dacă dintr-un PET nu mai poți să-l produci un alt PET reciclându-l, ei, din aceste tipuri de plastic tu poți să produci alte obiecte și le vedem peste tot în jur. Sunt, nu știu, umerașe, vase de uz casnic, tomberoane de gunoi. Și asta este unul dintre motivele pentru care colectăm doar capace. Un alt motiv pentru care colectăm doar capace este raportul volum-greutate. Dacă într-un portbagaj de mașină tu compactezi multe peturi și le înghesui acolo, în cap undeva la 6 kg. Dacă, în schimb, tu în același portbagaj pui capace, în cap 50-60 de kg de capace. Și să vă spun cum a început. În 2013, o colegă a trimis în cadrul companiei unde lucrez eu un mail către 5 persoane, rugându-ne să contribuim și noi la banii necesari tratamentului Alexandrei. Printre eforturile familiei de a aduna fonduri pentru acest tratament, a găsit și o firmă din Spania care era dispusă să plătească tratamentul dacă familia reușea să adune 70 de tone de plastic. 70 de tone de capace. Dar 70 de tone de capace înseamnă 40 de milioane de capace. Peste 40. Era ceva enorm. Am zis, hai să ne mobilizăm și poate adunăm măcar o parte. Zis și făcut. Ne-am mobilizat foarte multă lume și în câteva luni s-au strâns banii necesari pentru tratamentul Alexandrei. Bun, dar noi, ca să adunăm toate capacele astea, vorbisem cu familiile, cu prietenii, cu cafeneaua de la colțul blocului. Și acum aveam o mașinărie unsă care producea capace, dar nu mai aveam ce să facem cu capacele, că Alexandra avea tratamentul plătit. Și atunci am zis, hai să încercăm să găsim noi local o firmă care să ne preia capacele. Am găsit-o și am continuat proiectul la un nivel mai mic și în câteva luni a apărut prima donație. Viorel și Adrian erau doi băieți care trăiau niște condiții extraordinar de grele, astfel încât puținii bani pe care noi îi obțineam pe capace constituiau sursa lor de hrană. Era enormă bucuria noastră să vedem că Viorel și Adrian ieșeau cu coșul plin de cumpărături de la supermarket și își puteau la pâine și salam și dulciuri, din ceva ce noi aruncam la gunoi, practic. Că despre asta este. Noi nu încercăm să rezolvăm o problemă, ci încercăm foarte mult să aducem un zâmbet pe fețele celor care au nevoie. De asta noi spunem că donațiile de la noi substituie, de fapt, o donație individuală pe care tu ai vrea să o faci înspre un caz despre care ai auzit. Și a continuat proiectul, se trimitea un mail din când în când pentru o comunicare transparentă, astfel încât să vadă lumea ce se întâmplă cu capacele. Și undeva în 2015 visam noi că vom crește ca Făt Frumos. Nu știam unde să ajungem atunci, în schimb pot să vă spun unde s-a ajuns în 3 ani. De la acel mail de care vorbeam trimis către 5 persoane în 2013, am ajuns în 2016 la un ecran întreg de destinatari de mail, care erau adrese individuale și grupuri de adrese de mail, pentru că de fiecare dată când cineva afla despre proiect, zicea, auzi, nu pui și departamentul meu un mail, că vor să strângă și ei și să știe ce se întâmplă, sau zice, nu-l pui și pe soțul meu un mail, că și ei vor să strângă la firmă și educatoarea copilului meu vrea să strângă și ea. Și n-am mai făcut față la adăugarea acestor adrese de mail, astfel încât am făcut o pagină de Facebook. Dar cine suntem noi? Noi spunem că acest proiect este o inițiativă civică, la care s-a lipit treptat tot mai multă lume. A început cu o palmă de oameni la Cluj, printre care am fost eu și prietenul meu Mihnea, a fost Ionuț și colegii noștri și familiile noastre și prietenii noștri. Apoi am fost în concediu cu prietenii noștri din București și treptat s-a alăturat Cosmin și familia lui, și vecinii lui, și prietenii lui. Și în scurt timp a venit potopul. A apărut Monica din Brănești, o mămică tânără, care a zis, mamă, ce chestii faine faceți, vreau și eu să fac. Și am o idee de o mini-campanie acolo, la noi, la grădii, la școală, acolo la mine în localitate. Și zic, bine, Monica, dar zic, vezi că noi numai la Cluj am găsit o firmă să ne preia capacele și trebuie să facem cumva să le transportăm. Da, zic, lasă că rezolvăm cumva, avem drumuri la București. Și n-am știut eu, de fapt, că Monica, după 3-4 luni, cu toată energia ei, a reușit să mobilizeze lumea și a apărut cu 236 de kilograme de capace, o imensitate de cutii cu care mi-a făcut o poză în curte și n-am știut ce să facem cu ele. Așa că tot Monica, în scurt timp, a găsit o firmă care să ne preia capacele și în București. Și proiectului s-au alăturat și familia ei, și prietenii ei, și colegii ei. Și uite, tot așa, la scurt timp a apărut în Constanța un mini-nucleu format din Georgiana și Irina, care au reușit să formeze o mică comunitate. Și această mică comunitate din nou a crescut și numai anul acesta au predat deja peste 1,5 tone de capace. Și tot așa, familia noastră de ambasadori a crescut și avem acum ambasadori în foarte multe localități, în 16. Avem în Arad, în Timișoara, în Brașov, în Sibiu, în Baia Mare, în Alba, la Mureș și sperăm să mai creștem. La București din nou am crescut, pentru că aici avem foarte multe solicitări de la toată lumea și s-au adăugat și aici noi ambasadori și familiile lor, și prietenilor, și colegilor. Dar noi suntem, de fapt, oameni normali, ca voi, ca toată lumea. Avem familie, avem joburi, avem probleme și cu toate astea, în puținul nostru timp liber, punem suflet în acest proiect. Și de ce o facem? O facem pentru că simțim că venim cu un triplu ajutor, protejăm mediul, îi ajutăm pe ceilalți și ducem la o schimbare spre bine. O facem pentru că simțim că aparținem de o mică comunitate și construim relații faine între oameni, pentru că putem ajuta foarte ușor și pentru că, deși se spune că binele este bine să-l faci în liniște, în acest caz ne doream să afle toată lumea și povestim la nunți, la pizza, în parcuri, despre ce facem. Eu v-am dat doar numele și pozele câtorva ambasadori, dar de fapt este vorba de mult mai multă lume, de persoane în jurul cărora s-au format comunități unite prin aceste fapte aparent neînsemnate. Gândiți-vă că sunt persoane din grădinițe, școli, licee care adună capace, din firme private de toate felurile, de la IMM-iști mici la corporatiști, din spitale, școli, din unități de primire, urgențe și unități de pompieri, case de avocatură și birouri notariale, cafenele. Practic, foarte multe comunități formate din oameni faini și colegilor, și prietenilor, și familiile lor și, practic, oricine îi vede și înțeleg de ce adună capace. Și ce am reușit împreună? Că multă lume ne felicită, zice, wow, ce fain ce ați făcut! Dar, de fapt, n-am făcut noi, eu și prietenii mei, ci am făcut împreună. Dacă făceam numai noi, probabil că la finalul anului nu l-am înghețată. Dar așa, uite, am reușit din 2015 și până acum să predăm în total 22 de tone de capace, asta e undeva la peste 12 milioane de capace individuale, și să donăm peste 37.000 de lei. Sigur că da, poate să pară o sumă mică, dar gândiți-vă că e o sumă din gunoi. Mie mi se pare foarte mult. Au fost multe momente marcante în istoria proiectului, deși scurtă, dar vreau neapărat să vă spun de unul din 2018, când s-a alăturat o persoană la care îi plăcea proiectul și ne-a întrebat, dar câți bani faceți din asta? Și am zis, păi uite, câteva sute de lei acolo, dar zic, stai liniștit, că uite, e important, că e mai bine decât nimic. Și zice, păi da, stai un pic, hai să vă dau și eu niște bani. De acum încolo vă donez jumătate din suma pe care vreți să o donați. Adică vă dublezi suma pe care o faceți din capace. Și acest așa numit înger păzitor a rămas alături de noi până astăzi. El nu mai reușește să dubleze suma pentru că am crescut foarte mult, dar în continuare donează și contribuie la multiplicarea sumelor pe care le facem din capace. V-am povestit câte ceva, dar vreau să vă spun și ceva din culise, ce nu se știe. Și mi-aduc aminte când la începutul proiectului abia așteptam să se termine cursurile și ședințele la care participam, astfel încât să pot lua capacele de la toate sucurile pe care le consuma lumea. Mi-era un pic rușine să mă vadă că umblu pe la sticle, dar eram convinsă că fac ceva bun. Și îmi trecea repede rușinea. Ce nu mai știți este că acești ambasadori de care v-am povestit, i-am cunoscut prin telefon sau prin Facebook, dar noi nu ne-am întâlnit niciodată. Niciodată nu ne-am întâlnit toți și nu ne cunoaștem decât unul câte unul. Și totuși, uitați ce reușim să facem. E foarte fain. Acum, de multe ori am vrut să renunțăm, pentru că ia un pic de timp să te implici în ceva. Și până la urmă n-am făcut-o. Și n-am făcut-o pentru că admirăm foarte mult inițiativele de implicare ale oamenilor. Primim mesaje de la părinți care își educă copiii sau de la copii care își convingă și molipsesc bunicii să adune capace, societăți de administrare imobilă care au pus cutii într-un ansamblu rezidențial de 2000 de apartamente ca să adune capace și mai ales în Iureșul de anul trecut, în domeniul medical, am primit mesaje de la secții de urgențe care între toate problemele pe care trebuiau să le rezolve strângeau capace pentru noi. Păi și eu cum să renunț? Să citesc o carte în plus, să mă uit la un film în plus, când ei făceau asta în toată nebunia care era. E foarte multă lume care e impresionată de ce facem împreună și ne trimit mesaje frumoase. Unele sunt chiar copleșitoare. De exemplu, ne-a scris o bunicuță din Galați că a văzut povestea noastră și că vrea și ea să strângă, că nu și-a imaginat că cu un obiect așa mic și cu un efort atât de mic poți să ajuți. Persoane care zic că le-am inspirat să împrăștie mai mult bine în lume, deși e o chestie mică. Sau mămica unui copilaș cu autism, Alexis, care auzind de noi, în sfârșit a renunțat la capacele pe care le strângea, știind ca o nouă însemnătate. E plin de astfel de povești și am putut numai câteva să vi le spun, dar ideea este că fiecare persoană, de fapt, ia frâiele acestei povești și o transformă în povestea lui. Nu este povestea noastră, eu vă spun doar versiunea mea, dar sunt sute și sute de povești similare. Unele mesaje sunt chiar amuzante și mi-aduc aminte de o mămică care venea din afara Bucureștiului în București să nască și zicea, dacă tot am venit, v-am adus și capace, dacă bebe stă cu minte, haideți, vă rog, să le luați. Sau de mămicile care ne povestiți de copiii lor care sunt furnizori de capace la grădinițe sau de copiii care pun jucărioare în pungile cu capace pentru că vor și ei să contribuie cu ceva. Alte persoane fac gambă frumoasă de la căratul capacelor sus și jos până la mașină și înapoi. Și sunt și soți care corup ospătărițele ca să devină furnizori constanți de capace. E drăguț. Și ne-ar place să mai reușim. Ne-ar place foarte mult să reușim să punem pe picioare un program educațional, astfel încât să susținem profesorii să le predea copiilor, într-un mod amuzant, aceste valori. Să protejeze mediul, să-i ajute pe alții și să facă voluntariat. În societatea noastră sunt foarte multe probleme pe care, din păcate, structurile guvernamentale nu le pot adresa. Și, în acest sens, rolul ONG-urilor, cum a fost și colegul meu dinainte care v-a povestit despre Asociația Aurora Băicoi, sunt esențiale. Ele pot să rezolve aceste probleme sau măcar să le îmbunătățească, făcând o lume mai bună. Cum ar fi că acești copii care astăzi învață într-un mod amuzant să strângă capace, știind că ajută pe cineva, să se implice în ONG-uri peste 10-15 ani, să-și aleagă un ONG care li drag, și să facă voluntariat, astfel încât să ajungă undeva mai bine. Mie mi s-ar părea minunat. Și fiecare se poate implica, așa că nu ezitați să luați legătura cu asociațiile care vă sunt dragi și să vedeți ce puteți face cu puținul timp pe care îl aveți la dispoziție. Fie el 5 minute, o oră, 2 zile. Dacă eu am reușit să-mi găsesc curajul să vin să vorbesc în fața voastră, deși v-am zis că am evitat toată viața să fac asta, dacă acești ambasadori sunt dispuși să-și pună la bătaie timpul lor și sufletul și pun suflet ca să-i convingă pe alții să facă acest lucru. Și dacă toate aceste persoane despre care v-am povestit sunt dispuse să facă un mic efort sperând să facă ceva mai bine, mi-aș dori ca astăzi voi și familiile voastre și prietenii voștri să găsiți motivație să vă alăturați proiectului Capace cu Suflet, să protejăm mediul în timp ce și ajutăm, dar mai ales să contribuim împreună la schimbarea în bine. Și închei cu un mesaj primit tot de la cineva pe Facebook și vă doresc o zi minunată ca faptele bune pe care le faceți. Mulțumesc!